Reușim să dăm și test săptămâna viitoare. Așa ar fi frumos, nu? Odată am zis că includem string.h sau chstring pentru a lucra cu șirul de caractere. Și îl definim ca și un vector, doar că elementele sunt de tipul char. Char s de 100. Îl citim. Citim conținutul șirului. Îl putem citi față de, spre deosebire de vectorii, de numere întregi sau de alte tipuri de date. Avem funcțiile astea predefinite pe care le putem folosi. De exemplu, getLine, prin care reușim să citim pentru conținutul șirului S cu maxim 100 de caractere. Și cu o singură instrucțiune la vector de numere întregi nu reușeam să citim cu o singură instrucțiune. Cout S. Ana are mere. Și afișăm conținutul șirului S. Dacă vreți să schimbăm conținutul, adică o poziție din vector S de 2 primește E și vom afișa din nou conținutul șirului S. Deci S de 2 înseamnă caracterul de pe poziția a treia, pentru că la șiruri începem de la primul caracter S de 0. S de 1, S de 2, ar veni al treilea caracter. Dacă rulăm acum și zic Ana are mere, îmi va afișa odată șirul Ana are mere și după aia șirul Ane are mere, pentru că cel de-al treilea caracter, da, S de 2, a primit E. Vreau să afișez lungimea efectivă a șirului S și voi da șirul are sutrulen de S caractere. Să vedem exact câte caractere. Eu pot să rețin 100 caractere, însă lungimea efectivă diferă. Dacă am șirul Ana, lungimea efectivă este 3. N-ai să mai dăm info. Aici lungimea efectivă ar fi 4. Da? Șirul are 4 caractere. Deci funcția strlen îmi furnizează numărul efectiv de elemente din șir, numărul efectiv de caractere din șir. Întrebări până aici sunt? Nu sunt. Am inclus string.h, la fel o să definim, o să declarăm un șir de caractere S, o să citim respectivul șir de caractere, și o să aplicăm funcția strlen de S, după care dacă afișăm S-ul, îl va afișa rev, vine de la reverse. Deci ar veni string reverse. Îl oglindește. Mai
și avem și iam, pentru că l-a oglindit. Deci sâtr rev oglindește un șir, adică îl inversează. Și rămâne șirul S oglindit. Am char S de 100, T de 100. Le citim amândouă. Singet mai S. Și le vom compara să vedem dacă sunt egale. X sunt recâmul până. S și T. E egal cu 0, cout și rulete sunt identice. Else, cout și rulete nu sunt identice. Ana are mere și zic Ana are pere. Și ele nu sunt identice. Ana are pere. Ana are pere. Celule sunt identice. Deci funcția strcmp, ce face funcția strcmp? Compară două șiruri din punct de vedere lexicografic. Deci string compare. Acum o să vedem cât ne dă mai mic ca 0, cât ne dă mai mare ca 0. Deocamdată doar expresia asta o luăm în calcul. O discutăm strcmp de S și T. Dacă ne dă 0, înseamnă că șirurile sunt identice. Conținutul șirului este la fel. Conținutul șirurilor. Întrebări? Acum, ori explică foarte bine, ori nu sunteți voi interesați. Care variantă? Prima sau a doua? Ingrid? Da, da. Să vezi. Da. Dacă avem două șiruri, char S de 100 și T de 100, nu voi putea să folosesc expresia S egal cu T, pentru că sunt niște adrese de memorie și nu. Ca să copiez conținutul unui șir în alt șir, va trebui să folosesc funcția strcpi. Și îl citesc doar pe S. Și vreau să copiez șirul
conținutul șirului S în șirul T. Și atunci vei zice să tricăpâi T, virgulă S, destinația și șirul sursă. Deci din S copiez în T. Și acum afișez T-ul. Să vedem dacă am reușit să-l copiez. Pe S în T. Ianis este cu minte. Iar șirul T, pentru că eu am afișat șirul T, este Ianis este cu minte. Deși l-am citit, conținutul șirului l-am citit în S. Însă am copiat în T și am același șir. Același caractere și în S și în T. Deci să tricăpâi T, S, copiază șirul S, conținutul șirului S în șirul T. Să string copy. Da? Și aici copiem conținutul șirului S în șirul T. Întrebări? Nu sunt. Voi citi conținutul șirului S, voi citi conținutul șirului T, iar apoi voi folosi o funcție strcat, care vine de la string concatenate, S,T, adică voi lipi șirul T la șirul S. Deci de la string concatenate. Iar concatenarea asta înseamnă lipire. Concatenare, doar lipire. Deci lipesc șirul T la șirul S. Lipesc conținutul șirului T la șirul S. Bun. Și ar trebui să afișez șirul S, care să-l conțină și pe S și pe T. Și o să zic așa, pentru S, Ana are, iar T-ul va fi spațiu și mere. Și obțin șirul Ana are mere. Adică am concatenat șirul S, șirul T la șirul S. Întrebări? Sunt întrebări sau nu?